Bine ai venit! A șaptea zi lunară ar trebui petrecută activ și energic. Simbolul zilei este cocoșul, roza vânturilor. Cuvintele cheie sunt creativitate, comunicare, controlul vorbirii, puterea cuvântului, profunzimea înțelegerii, cealaltă latură a realității. A șaptea zi lunară o petrecem în energia magiei cuvântului. Puterea cuvântului în această zi crește și se amplifică. Și nu doar energia cuvântului sacru, a rugăciunii, ci și a cuvântului aruncat la întâmplare, fără gând. De aceea, în această perioadă, ar trebui să fii atent în mod deosebit la ceea ce rostești și în niciun caz să nu pronunți cuvinte care exprimă frici, blocaje, neputințe, pentru a nu le da formă materială. Cuvântul este o vibrație care creează o anumită formă în lumea invizibilă. Fiecare cuvânt rostit în lumile astrale și mentale devine realitate în lumea fizică. Nu este o coincidență faptul că în toate practicile mistice s-a acordat o asemenea atenție utilizării corecte a cuvintelor, în special creierii unității între gând, cuvânt și acțiune. În a șaptea zi lunară este recomandat să vorbim mai puțin. Folosește numai cuvintele necesare și cele mai importante în discursul tău. Dacă vrei ca mesajul tău să ajungă la țintă, exprimă-te cât mai clar și concis. Dacă ne gândim la etimologia cuvântului cuvânt, este sunetul care pleacă cu vântul, se propagă în aer. Elementul zilei este aerul și e mai bine să-l păstrezi curat, să nu agiți atmosfera, să nu o încarci inutil. Consecințe neplăcute are minciuna în a șaptea zi lunară. În această perioadă, evită elementele publice, amână vizitele, companiile și petrecerile zgomotoase. Este mai bine să petreci a șaptea zi lunară în comunicare cu tine însuți, îndreptând gândurile către tine. Unele școli astrologice recomandă de asemenea să nu întreprindem nicio acțiune destructivă în această zi, mai ales rupând florile și hârtia. Toată energia pe care o primim în acest moment trebuie utilizată numai pentru creație, construcție, pentru implementarea ideilor și a planurilor. Scoate din uz cuvintele parazite, de umplutură, cele pe care le folosești des și nu exprimă clar intențiile tale sau cele care au devenit automatisme. Nu doar că nu aduc valoare discursului, ci creează deșeuri informaționale în capul tău. Este una dintre cele mai bune zile pentru campanii publicitare, întâlniri cu potențiali parteneri de business, de afaceri. Cu siguranță vei avea putere de convingere. De asemenea, această zi lunară este perioada de absorpție și asimilare a energiei cosmice. Profețiile, transmiterea gândurilor la distanță, lucru cu cuvântul, pranayama, sunt cele mai potrivite practici ale acestei zile. Aromaterapia, de asemenea, este o practică binevenită deoarece în tractul respirator superior, precum și în partea inferioară a plămânilor, are loc procesul de transformare a energiei cosmice. Prana este ziua dobândirii harului și a iubirii. Rugăciunile tale vor avea astăzi o putere deosebită. Cere și ți se va da. Vei primi cu siguranță cel puțin sfaturi utile sau vei obține ceea ce îți dorești. Creează o realitate frumoasă în jurul tău, spune complimente celor dragi,
Amintește-le cât de importanți și valoroși sunt oamenii din jurul tău. Inspiră și încurajează-ți prietenii. Dorește-le succes, sănătate, cele care au nevoie de un cuvânt bun. Un singur cuvânt poate schimba destine. Împărtășește aceste informații cu cât mai multe persoane pentru a trăi în armonie cu tot ceea ce ne înconjoară. Și nu uita să rămâi mereu conectat la sursă.